Ce tracție e prima dată? Începem să vorbesc sau? Da, da. Această acțiune este foarte bine pentru copiii din școli, că se inițiază sportul în școli, este foarte bine pentru ei, pentru sănătatea lor, în primul rând, se dezvoltă și părinții trebuie să trebuie să-și bagă copiii la sport cât mai mult pentru sănătate. Cum te simți în mijlocul copiilor? Foarte bine, sunt foarte primitori, ne-au primit cu brațele deschise, ca și la școala 32, sunt niște copii simpatici și drăgălași, care dornici de sport, se văd că își doresc să facă sport, păcat că nu au o sală mai mare, au această sală micuță, dar sperăm ca în viitor să fie mai bine. Ai fost o meciuri cu Corona, ce aștept la meciul cu Petrolul? În meciul cu Ploieștiul așteptăm să câștigăm, asta e cel mai important în meciul cu Ploieștiul. Cele două puncte sunt foarte importante pentru a conștientiza cele trei puncte luate, un punct cu Clujul și două puncte cu Brașov. Așteptăm victoria. Fii din nou arma secretă sau o să joci de la începutul meciului? Asta nu pot să spun. Vedem când începe meciul, dar acum avem două zile de pregătire, chiar trei, până la meci și sperăm să fie bine. Să ieșim învingătoare după terenul, asta e cel mai important pentru echipă. Mersi!